nasul din mânecă, este stanci. Nici nu trebuie să vină în Europa și eu cred că este o prostie să vorbești. Nu mai ajunge un jucător care joacă în Arabia Saudită, în Emirate, în Japonia, în China, nu ajunge la echipa națională, că este diferență de fus orar sau mai știu ce prostii aud pe la televizor. Jucătorii mari vin de oriunde din lume, pentru că mulți dintre ei, să ne ierte Dumnezeu, unul ca Stanciu nu are nevoie de antrenament în fiecare zi, că acolo este numărul unu, vorbesc despre el în momentul ăsta, este numărul unu de departe, campion în orice țară a semnat un contract, lucru care dovedește faptul că jucătorii care sunt dedicați și jucătorii care sunt serioși, oriunde, în orice campionat ar pleca, fac față. Și care credeți că ar fi transferul verii în România? Păi stai că abia au început transferurile, vedem în timp. Sper că acest campionat, care nu mai este ceea ce era, să se ridice și să fotbalul să facă iară cinste aceste țări. Florinel Coman, un jucător foarte, foarte bun, un jucător care oriunde ar semna, cu siguranță o să fim mândri de el. Naționala, ce credeți? Naționala, care fică bun în sfârșit? Întotdeauna trebuie să gândim pozitiv. Orice s-ar întâmpla, așa zic eu, că fotbalul este ca la casino. Pierzi, câștigi, tot jucător te numești și cred eu că trebuie să gândim pozitiv și să lăsăm puțin răutatea asta și invidia asta deoparte. Că orice antrenor ar veni la echipa națională, tot aceeași material de jucător va avea.